Conducerea Spitalului de Urgență Roman a primit și recepționat aparatul radiologic digital și se așteaptă autorizațiile de montare a acestuia. Se fac demersuri și pentru achitarea de către Consiliul Județean a celei de-a doua tranșe de bani, în valoare de 482.000 de lei. Pe lista de investiții este acest aparat de radiologie, care știți că și dumneavoastră l-am achiziționat, a ajuns la noi, s-a făcut recepția și s-a decontat prima tranșă de 550.000 de lei de la Consiliul Județean, lucru pe care, de fapt, mulțumirile care vrem să le adresăm Consiliului Județean pentru sprijinul și, din ce am înțeles, vor achita acest aparat într-o perioadă imediat următoare, după ce va fi pus în funcțiune conform avizelor CNCAN și legislației în vigoare. Diferența ar mai fi încă de 482.000, pentru care am făcut demersuri la Primăria Municipiului Roman pentru a înainta Consiliului Județean să poată fi prins într-un bugetul Consiliului. Conducerea spitalului speră ca până cel târziu, în luna mai a acestui an, să fie pus în funcțiune aparatul radiologic digital, care va rezolva toate problemele de imagistică necesare investigațiilor medicale din Unitatea Sanitară Romașcană.